Salutare, salutare! Bine ați venit la un nou vlog de la Vapor. Astăzi o să vă arăt ce am făcut de dimineață. Că desigur, munca începe la 7:30, 8 dimineața, cu un mic dejun corespunzător, desigur. Fără micul dejun o să cazi în cap la Vapor. Din cauza căldurii, din cauza muncii solicitante, așa că îmi iau mereu un mic dejun ca să fiu pregătit de muncă. Apoi cobor în sala motoarelor, unde avem o întrevedere cu tot echipajul din mașină împreună cu șeful mecanic. Dacă e să vorbim în termeni tehnici de Vapor, se numește Toolbox Meeting. Este o întrunire de 10-15 minute în care se va delega munca pe ziua respectivă pentru fiecare din membrii echipajului de la mașină. Îmi salut colegii. Trebuie băgați în seamă că altfel se simt singuri. Și am pornit la treabă. Astăzi a trebuit să repar un ventilator de pe puntea unde se află comanda navei. Și acest ventilator se află pe partea de tribord, deci partea dreaptă a vaporului, cum ne uităm la el. Și ventilatorul face evacuarea gazelor, mirosurilor din toaletele de pe tribordul castelului. Pe partea asta era și cabina mea și cabina comandantului, deci vă dați seama că era o muncă prioritară. Și având în vedere că era o zi frumoasă afară, nu ploua, nu bătea vântul, nici nu era furtună să balanceze vaporul, am zis hai să termin munca asta ca să-mi iau de o grijă și să-mi văd de ale mele. Prima cabină care era chiar sub acest ventilator era a ofițerului Doi Punte. Și se cam plângea de vreo 2-3 zile că se aude zgomot infernal. Așa că a trebuit să verific care-i treaba aici și desigur a trebuit să-mi iau un ajutor, așa că l-am chemat pe cadetul de la punte. Oricum mare lucru nu făcea, dădea cu vopsea pe undeva pe punte pe acolo și zic hai mă, hai cu mine, mă ajuți. Și cu ocazia asta înveți și tu ceva pentru cultura ta generală. Cum să schimbi un rulment, de exemplu, cum să verifici o rezistență de izolație la un motor. El fiind la punte, nu are treabă cu chestiile astea, dar pentru cultura generală nu strică. Și nu știu cât se vede pe filmare, dar să știți că capacul ăla, ciuperca de deasupra ventilatorului este foarte grea. Nu poate fi scoasă de acolo de o singură persoană, iar eu de când mi-am rupt spatele cu niște butelii de 25 de kg fiecare, nu mă mai bag în proiecte de astea singur. Am și eu o vârstă și nu mai vreau să rămân blocat pe WC-ul cu spatele rupt în două, cum mi s-a mai întâmplat. Așa că de acum ce e greu de cărat, chem ajutoare când e muncă la vapor. Nu mai vreau să fiu pus în situații penibile. Și capitanul a fost destul de drăguț să mi-l dea pe cadet, așa că m-am apucat de treabă. Am desfăcut motorul să văd care-i treaba acolo. Mă așteptam să fie o problemă cu rulmenții. De obicei când se aude gălăgie este de la rulmenți. Ventilatorul era oprit deja de vreo 2 zile și motivul pentru care după ce am scos ciuperca de acolo și m-am băgat înăuntru pe tunel, ați văzut la început am băgat lanterna pe acolo, pentru că uneori te poți trezi cu cuiburi de păsări acolo.
Și dacă dai drumul la ventilator, după aia vă dați seama ce o să se întâmple mai departe. N-are rost să descriu ca să devin prea grafic. Înțelegeți singurei. Deci dacă e oprit ventilatorul, dacă aveți muncă de genul ăsta, vă sugerez să verificați tunelul, să nu fie animale sălbatice pe acolo, sau mai știu eu ce. Și, desigur, am verificat și rezistența de izolație a motorului, că dacă tot l-am desfăcut, zic hai să fac toată treaba, că uneori te poți trezi că îl desfaci pentru o problemă și peste două zile are aceeași problemă sau are altă problemă, că nu se face treaba cum trebuie. Și ce rost are să îl desfaci de două, trei ori, denotă și o lipsă de profesionalism din partea ta. În plus, după cum am mai spus și prin alte vloguri, la flota comercială, electricianul este singur. Eu sunt singur, nu mai am asistent, nu mai am nimic. Și după cum vedeți și în filmul ăsta, trebuie să chem pe cineva care are cu totul altă funcție. Și este mult de muncă pentru un electrician, pentru că efectiv lucrezi pe tot vaporul. Electricianul este și în mașină, și pe comandă, și în tancurile de balast, dacă sunt probleme cu senzorii de nivel, și în tancurile de marfă, și la instalația de azot sau de gaz inert, dacă vorbim despre tancuri chimice, vapoarele pe care lucrez momentan. Și vă dați seama că nu prea este timp să stai să faci aceeași muncă de 2-3 ori într-o săptămână. Pe lângă faptul că denotă o lipsă de profesionalism, nici nu este timp efectiv. A venit și pauza de cafea, pentru că nu am reușit să termin de la 8 la 10. Asta se întâmpla la ora 10, de la 10 la 10:20 am dreptul să iau pauză de cafea. Așa că m-am dus în sala ofițerilor. Acolo avem o cafeluță, un biscuite și m-am odihnit puțin. Prefer să vin aici, de obicei, pentru că în sala motoarelor este gălăgie și acolo se poate lua cafeaua. Dar dacă nu este un șef mai pretențios care ține neapărat să fie toată lumea prezentă când e el acolo, mai sunt și comuniști în ăștia. Deci dacă nu e eu un specimen din ăsta la bord, prefer să mă duc în sala ofițerilor sau mă duc în sala pentru crew, unde își iau filipinezii cafeaua. Ei preferă să stea împreună și mă mai duc și acolo uneori. Este liniște, este aer condiționat, poți să bei o cafea liniștit și apoi, după ce ți-ai încărcat bateriile, continui treaba. Așa că am zis că până în ora 12 vreau să termin munca asta, după ce am purjat și instalația proprie, dacă înțelegeți ce spun, am continuat spre puntea de comandă ca să termin treaba asta și n-am mai vrut să zăbovesc prea mult ca să nu-l mai rețin și pe cadetul ăla, că capitanul mi l-a dat toată ziua. Nu știam exact cât o să-mi ia munca asta, dar zic, măi, e bine să termin până în ora 12, că cine știe ce se mai ivește. Din fericire, nu am avut ghinion să fie o altă urgență prin altă parte, așa că am făcut treaba asta așa cum trebuie. Aici am făcut și un mic tutorial, așa să zicem, pentru cadet, îi mai arătam și lui cum arată un rulment, cum se schimbă, cum se scoate de pe rotor. Dar rulmentul nu l-am pus pe rotor aici, pentru că nu am vrut să-l stric cu ciocanul sau cu dalta. Și m-am dus în mașină, unde ca să-l poți pune trebuie să-l încălzești. Și ori îl pui pe o plită electrică, ori îl pui pe un aparat special cu rezonanță magnetică. Dar fiind așa micuț, vedeți și voi acolo, sunt
mici rulmenții ăștia doi, i-am schimbat pe amândoi, am folosit plita electrică. Este o plită normală electrică pe care o găsiți în orice magazin, la Altex, EMAG. Funcționează la 220 și efectiv îl încălzești ca să poată intra ușor pe rotor. Și lucrul ăsta l-am făcut în mașină, în sala motoarelor. Din păcate nu am putut să filmez acolo, pentru că m-ai mișuna și șeful ăsta și nu prea era de acord cu filmările mele. Așa că i-am spus că nu o să-i pun fața, dar na. Și nu am putut filma acolo, din păcate. Deci am verificat și rezistența de izolație a motorului, i-am schimbat rulmenții și am mai dat cu un varnish. Este un spray special cu vopsea specială rezistentă la temperaturi înalte. După ce l-am curățat, am pus rulmenții aia noi, i-am mai explicat cadetului care e treaba și cum se face pe aici operațiunea asta. Am continuat ca să termin treaba asta până la ora 12. Pentru că după 1, cine știe ce se mai ivea, să pot să-mi continui treaba în mașină. După cum vedeți, s-a menținut vremea frumoasă. Am avut un mare noroc. Vă dați seama că dacă începe o ploaie, tunelul acolo pe care îl vedeți este efectiv în aer. Este liber și intră apă în cabină ofițerului Doi Punte. Aici tunelul o ia la dreapta și coloana coboară fix în cabina lui. Și vă dați seama că ar fi trebuit să punem o prelată, ceva, să acoperim, altă bătaie de cap și pierdere de timp. Așa, fiind vremea frumoasă, mi-am făcut treaba efectiv. Băiatul ăsta m-a ajutat aici cu ciuperca aia să o pun la loc, nu cumva să-mi rup spatele din nou. Și cam asta a fost. Am izolat bine acolo, am schimbat și garnitura. Cred că nu umblase de mult timp cineva la acest ventilator și acolo, între ciupercă și tunelul efectiv, unde pun șuruburile acum, este o garnitură. De obicei este din cauciuc. Am pus și garnitură nouă acolo ca să fiu sigur că este etanșată cum trebuie și nu se prelinge apă în tunelul de evacuare a gazelor din cabine. I-am pus ciuperca la loc. Vedeți, aceasta este fix în formă de ciupercă. Dacă ești la fața locului și te uiți așa din lateral, arată fix ca o ciupercă și asta se datorează faptului că vaporul circulă prin toate climele posibile. Ba e vânt, ba e ger, ba e cald, ba e frig, ba ninge, ba plouă și nu trebuie să se scurgă niciun pic de apă în acest tunel, că altfel ajunge efectiv în cabina celui de dedesubt, în cazul nostru ofițerul Doi Punte. Și cam asta a fost treaba. My assistant, thank you very much for your help. I give you kiss later. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, poate vreți să dați și un subscribe, o abonare la canal, să vedeți ce postez în continuare. În felul ăsta mă susțineți și mă motivați să postez în continuare filme interesante pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare. La revedere!